Bună ziua, dragilor, sunt bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Începem treaba. Începem, dar... Mai și nu... camera. Da, început să registreze. Așa că putem merge la treabă. Te rog, Ștefania. Calculați. 4 pe 9, 9 pe 3, plus 7 pe 8. 4 pe 9, plus 9 pe 3, plus 7 pe 18. 7 pe 18. Egal cu. Am făcut de 2, apoi... Deci, comun, câte este? 18. Aici cu 2, îi face cu cât? Cu 6. Cu 6, că 18 împărți la 3, da? Cu 6 și aici cu 1, da? Punem numitorul o singură dată comun, 18. Da. 8. Plus 6. Plus 7. Și egal cu? 8, mai trebuie un 2 până la 10, am luat din 6, am rămas 4, 14 și cu 7, 21. 21 pe 18. Se simplifică printr-un 3, nu? Da. Și vine cât? 7. 7 pe 6. 7 pe 6. Iar. Lasă-l singur mișto. Te rog, Ștefania, următorul, că e la Richef. Da? Unul pe 2, plus 1 pe 3, plus 1 pe 4, plus 1 pe 5. Da. Egal cum? Numitorul comun? Ce număr se împarte și la 3, și la 4, și la 5, și la 2? De fapt, dacă se împarte la 4, se împarte și la 2, pretenția este aici. La 3, 4 și 5. Ce deci, 3 număr ori să fie cu 5, ori cu 0. Deci nu mai dăm la... Așa. 5. Ne uităm numai aici. Nu ne mai interesează de 2. Deci 3, 4 și 5. Fiindcă nu au nimic comun, sunt numere prime între ele, atunci produsul lor este. Deci când sunt prime între ele, adică nu au niciun divizor comun, e produsul 3 ori 4 ori 5, nu numai. Și faptul că sunt consecutive este un plus pentru a spune că nu au nimic comun. 3 ori 4 ori 5 înseamnă 60. 4 ori 5, 20 ori 3, 60. Da? 4 ori 5, 20 ori 3, 60. Și 60 se împarte și la 2, deci 60 este numitorul comun. 60. Și înseamnă 60 împărțit la 2 e 30, nu? 60 împărțit la 3, 20. La 4, cât este? 3 ori 5, 15. Că dacă 3 ori 4 ori 5 e produsul lor și când împarți la 4, rămâne 2. 3 ori 5, 15. Și la 5, cât va fi? Sau 12. 12, 3 ori 4. Da? 12. Și atunci avem 30 ori 1, 30. 30, 20, 15. 15 și plus 12. Și iată cât face ca și rezultat. 65, 70 și... 77. Da? 77 supra 60. Ei, 77 supra 60, dacă se mai poate simplifica, să vedem. Mă întâi, 77 face 7 ori 11. Da. Sau, la 60 știam că am 3, 4 și 5. 4 ori 5. Și nu merge prin 2, prin 5 nu merge,
nici prin 3, că 7, 7 fac 14. Deci este ireductibil, da? Rămâne așa. Mergem mai departe. 1 pe 40. 1 pe 40. Plus 3 pe 8. Da. Plus 7 pe 4. Da. Plus 1 pe 2. 1 pe 2. 40. 40, cred că este, nu? 40. Se împarte și la 8 și la 4 și la 2, da? Cu 5. 10. Prima cu, a doua cu 10, cu 5, cu 10, și respectiv cu 0, 20. Nu, cu 0. 1. 0 pe 0. Deci numitorul este 40 și o să avem 1 plus 15. 15, da. Plus 70. Da. Așa, și asta este egal cu? Este egal cu 70 cu 20, 90 și cu 16, 90, 106. 106. Supra 40. Ce putem face? Ridică prin 2. Printr-un 2, da? Și este egal cu 53 supra 20. Ia să vedem, asta se mai simplifică? Nu se mai simplifică, da? Bun, mergem mai departe, alta. 1 pe 9. 1 pe 9. Plus 2 pe 18. Plus 2 supra 18. Plus 3 supra 27. Da. Plus 4 supra 37. 30? 7. 6. Egal cu. Ia să văd. Hai, cred că este. Păi, toate ar merge prin 3. De fapt... Nu, adică vreți pe ca un divizor pe 3. Da. Toate ar avea pe 3. Cum am spus că facem în situațiile astea? De mulțime. O, e prea mult, prea mare. Nu, le ajunăm. Nici vorbă. Le descompune. Așa. Și avem cel mai mic multiplu comun. Da. Deci, pe, zicem, 9 egal cu 3 la a doua. Da. 9 e 3 la a doua. Mm-hmm. 18 este egal cu 2 ori 9. 2 ori 9, adică 3 la a doua. Da. 27 este egal cu 3 la a treia. 3 la a treia, nu? 36 6. 6 la a doua. 6 la a doua, care 6 e 2 ori 3. Da. 2 la a doua ori 3 la a doua. E 4 ori 9. 4 e 2 la a doua și 9 este 3 la a doua, nu? E bine. Și acum, cel mai mic multiplu comun este egal cu cel mai mic multiplu comun este cel mai mic număr care se împarte la toate. Da, este 2 la 2. Deci începem, dintre cei comuni vedem 2, 2 la 2. Da. Cel mai mare, cu exponentul cel mai mare. Deci dintre 2 la... Luăm pe cel cu exponentul cel mai mare, 2 la 2. Ba, nu e cel cu exponentul cel mai mare. La treia. Păi, dintre cei comuni? Dintre la 2, mă gândesc, cu aceeași bază 2. Păi da. Și pe urmă și cu 3. Dintre cei cu 3, îl luăm pe cel cu exponentul cel mai 3 la 3. Deci, se iau comuni și necomuni. Da. Comuni și necomuni. Dintre cei comuni, se iau acele baze cu exponentul cel mai mare, sau numerele care au exponentul cel mai mare, puterile care au exponentul cel mai mare. Și dacă mai fi un 5 răzlețit acolo, luăm și pe cealalt. Un 7, dacă mai fie, luăm și pe cealalt. Deci mulțim cu toți, la un om capul la altul. Așadar, cât am să fie aici? Ca valoare. Cât e numărul ăsta? 2 la 2 ori 3 la 3? Egal cu 3. 4 ori? 4 ori, ori 27. Da? 4 ori 27.
Dar-s greșit, domnul. De ce? Ești 2 la 2 ori 3 la 2. Păi de ce? A spus că punem pe cel cu 3 la 3. Păi n-am pus și eu. 3 la 3, așa. Păi da, 3 la 2 a spus. Am greșit eu aici, dar 3 la 3. Da, da, ori, ori 27 bine, da. Dar eu am zis 27, dar am scris 3 la 3. 4 ori 27 face? 108. 108, mm-hmm. Da? Deci 108. Deci numitorul comun va fi 108. 108. Și acum trebuie să împărțim pe 108 la 9, da? Da. La 18, la 27, la 36, să vedem. Dar aveam o șmecherie foarte tare pentru... Da, de exemplu la... La 9, hai să zicem la 9. La 9 este 3 la 2. Ei. Punem mâna pe 3 la 3 și luăm... 1 în 3. Da. Ca să rămână 3 la 2. Da. Și atunci ce rămâne? 2 la 2 și 1 în 3. Adică 2 la 2 este 4, 4. 3, 12. Da. Deci uite, șmecheria, ca să vedem, în loc să împărțim pe 108 la 9, care face câte la împărțire? 108 împărțirea 9 va face 12. Când merge o dată, 18, de două ori. Mă gândesc așa. 9 e 3 la 2. Se vede, na? 3 la 2. Aici se află un 3 la 2. Unde se află? În 3 la 3. Înseamnă că 3 la a 3 poate fi scris 3 la 1 ori 3 la 2. 3 la 2 e 9, rămâne în 3 și ori 4. 3 ori 4, 12. Deci amplificăm pe prima cu 12. Spuneți-mi voi cu cât amplificăm la 18. Păi la 18. 2 ori 3 la 2. 2 ori 3 la 2. 3 la 3. Rămâne 3 la 1. Foarte bine. 2 la 1. 3 la 1. Adică scădem. Din 2 la 2, 3 la 3, scădem pe 2 ori 3 la 2. Și rămâne 3 la 1, e zis bine. Și între 2 și 2 la 2, ca la împărțire. Rămâne 2 la 1. 2 la 1 ori 3 la 1, 3 la 3, adică 2 ori 3, 6, nu? Deci amplificăm cu cât? Cu 6 aici. La 27. Păi avem 3 la 3, punem mâna 2 la 2 și 4. 4. 3, 6. 2 la 2, 3 la 2. Ne rămâne doar 3 la 1. 3 la 1, perfect. Da? Da. Deci acum am văzut cu cât am aplicat și zicem 12 ori 1. Vorbește ceva, Alina. 13. Da. De fapt, facem 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12. Ce face? 6, 8. Cât face în final? 48. 48 supra 108. Și iată, se simplifică prin cât? Prin 2 odată, sigur. Și face cât? 4. 54. Și mai simplifică. Ia prin 4. Ia să vedem. Exemplu prin 4, dacă spuneți odată. 24 împărțit la 4. 6. 6. Și 54 la 4. Ia, ca și cum aș spune 4 în 5 odată. Da. Rămâne un 1. Coborâm pe 4. 4 în 14 nu merge. Deci cum este corect să spunem? Nu prin 4, ci prin 2. Da. Da? Prin 2. Și atunci 24 împărțit la 2. 12. Așa. Și jos? 27. Deci 12 pe 27. Și iată, 12 pe 27 se mai poate simplifica prin cât? 3. Prin 3. Da. Și vine... 4 pe 9. Așa asta este fracția ireductibilă. 4 pe 9. Cam greu, dar plăcut. Am muncit un pic mai mult. Nu, referam la simplificări.
până am ajuns la ele timp de o zi acție. Da, păi, da, dar știm, prin durei am mers de două ori până cer, până când final ne dăm seama. Avem criterii de vizibilitate, le aplicăm. Pur și simplu, da? Te rog. Calculați numărul din inegalitățile. Calculați X din inegalitățile. Egalitățile. Din egalitățile, da? E... egalități. Da. 23 pe 5. 23 supra 5. Minus X pe 5. Da. Este egal cu 17 pe 5. 17 pe 5. Păi ar veni X pe 5 egal cu 23 pe 5 plus... Cum zicem, X pe 5 egal cu... 23. Dar de ce ai zis X pe 5? Aici să renunțăm la numitor, că e peste tot același lucru. Da. Da. Deci având același numitor, nu mai e nicio bătaie de cap. Deci echivalent, spunem, că 23 minus X egal cu 17. Dacă n-ar fi același numitor, ne-am aduce. Da. Da, 23 minus X egal cu 17. Acum trecem prin 23 în partea cealaltă. Da. Sau pe X putem să-l trecem în partea altă? Știind minus X, ca și cum am dus și la fix cu semn schimbat, dar adunăm o 17, da? Să scrie în direct, adunăm o 17 și să ne mai scrie. Nu știu dacă adunăm o 17 e bine. De fapt, descăzutul cu cine este egal într-o operație? Egal cu? Descăzutul. Descăzutul minus ăsta. Da? Minus restul scăderii. Pentru că, în final, ideea este asta. Adunăm un X în ambii membre și el devine 23 plus X minus X, 23 plus X care am adus noi, minus X care era, egal cu 17 plus X. Echivalent cu? Deci ei s-a terminat. Și ar fi, ar rămâne 23 este egal cu 17 plus X. De unde rezultă că X-ul ăsta este egal cu cine? 23 minus 17. 17. Da? Așa vine, nu? Că dacă suma lor este 23, atunci X-ul e egal cu 23 minus 17. Și egal cu cât cu? 6, parcă vine, nu? Da. 6. Iată, l-am aflat. Hai să ne mai uităm încă o dată în ce a constat ideea de lucru aici. Hai zic că mai întâi și întâi urmăresc să avem același numitor. Dacă e peste tot același numitor, renunțăm la numitor. Da. Da? Le-am adus la același numitor. Și de acum operăm la cumpărătorii. Da? Hai să vedem alte ieșițiuri. 44 pe 9. Deci 44 pe 9. 44 supra 9. Minus X pe 9. Minus X supra 9. Egal cu 3 supra 9. Ca să înțeleagă toți prietenii noștri, hai să facem așa. Aici, fiindcă avem același numitor, privind mai stânga. Știi bine, la adunare sau scădere, având același numitor, punem un singur numitor. Și aici ar fi echivalent cu scrierea. 44 minus X, 44 minus X, supra 9, egal cu 3 pe 9. Da? Deci, având același numitor în stânga, putem scrie așa. Și acum, două fracții care au același numitor, și ele sunt egale, obligă ca numărătorii să fie egale. Deci, de aici, echivalent. Poate spune că 44 minus X egal cu 3. Echivalent cu? Ce facem, Anca? Adunăm un X în ambii membri. Da. Și o să vină 44 minus X plus X egal cu 3. 44 minus X plus X egal cu 3 plus X. Stefania, că adunăm în ambii membri. De fapt, dacă numai într-un membru am face chestia asta, dezechilibrăm egalitatea. Nu mai este egal. Acum,
X minus X, nu mai avem nimic. Da. Aici e stânga. Și vine 44 egal cu 3. 44 este egal cu 3 plus X, de unde rezultă că X egal cu 44 minus 3. 44 minus 3. 44 minus 3, care înseamnă 41. Și terminat aici. Altul. 7 pe 3. 7 supra 3. Minus x pe 3. Minus x supra 3, da. Egal cu 2 pe 3. Egal cu 2 supra 3. Scriem cum echivalent. 7 deodată, da? 7 minus x egal cu 2 deodată. E aici aș numitor din nou. 7 minus x egal cu 2 deodată. Și vine 7 egal cu 2 plus x. De unde e x? Există x egal cu 7 minus 2. 7 minus 2 egal cu 5. Cu 5. Da? Și iată că am rezolvat și aceste chestii. Următorul. 1 minus x pe 9. 1 minus x supra 9. Egal cu 6 pe... Era x pe 19. X. 1 minus x pe 19, da? Da. Egal cu 6 pe 19. 6 supra 19. Apoi, simplu, cu x fiind pe 1 ca 1 pe 1. Ori 1 pe 1. Da. Ori îl scriem ca 19 pe 19, poftim. Că tot 1 este, deodată. Da. Ce rost are să... De ce 19? Fiindcă va numitorul de ea. Da. Deci echivalent, va spune 19 supra 9. De ce? Minus... Așa. Echivalent. Da, echivalent cu... 19 minus x egal cu 6, avem un x în ambii membri. Și rezultă că 19 minus x plus x egal cu 6, nu? A adunat un x în ambii membri și echivalent cu 19 egal cu 6 plus x. X rezultă 19 x egal cu 19 minus 6 și egal cu 13, da? Terminat aici. Altul. Calculați. 2013. Pe 2010. Da. Minus 5 pe 2010. 2010. Minus 10 pe 2010. Minus 15 pe 2010. 15 supra 2010. Minus 18. Minus 120 supra 2010. Minus 120 supra 2010. Egal cu cine, da? Da. Păi după 2013, eu numerele vin din 5 în 5. Da. Așa este. Dar fiindcă au același numitor, putem spune un singur numitor, nu? Deci egal cu 2010, 2010 și sus este 2013, minus 5, minus 10, minus 15, minus și așa mai departe, minus 120. Egal cu 2010, 2013. 13 minus. Ce părere aveți? Cum să facem aici povestea asta? Dacă toți scădem minus 5, minus 10, minus 15. Da, aflat că
Putem afla câte numere sunt. E o sumă Gauss, așa, sau este. N-ar fi bine să calculăm mai întâi cât... Suma aceea de parte, nu e o sumă, noi vedem cu o diferență, dar să vedem că scădem în total. Da. Deci, numărul de termen. Și numărul de termen, dar de fapt e bine să facem suma lor. Pentru că noi scădem 50, 15, hai să vedem că scădem în total. Deci le adunăm pe toate, da? Deci de parte o să zicem așa. 2, 3, 3, 3. Hai să ne punem de suma aceea. 5 plus 10. Deci asta e suma pe care o scădem, nu? Scădem odată un 5, pe mai scădem încă un 10. Și... Da. Ca să vedem că scădem în totalitate, le adunăm pe numele astea care scădem, da? Da. Minus, deci 5, 10, 15, plus 15, plus 20, plus puncte, puncte, până la 120. Cât este suma asta, oare? Păi, 124. Plus 5, primul plus ultimul. 120 plus 5, oricât sunt ei, și acum trebuie să aflăm numărul lor. 24. Zicem, numărul lor este 120 minus 5. Deci din ăsta, scădem pe ăsta. Scădem în X, am împărțit la X. Da? Deci 120 minus 5, deci din ultimul scădem pe primul. Împărțim la, din cât în cât sare ei la rație, da? Tot împărțim la 5 și plus 1. Deci ca să aflăm câți termeni sunt, uite, de la până la ăsta că sunt 4, 1, 2, 3, 4. Din 20, dacă scădem pe 5, rămâne 15, nu? 15 dacă îl împărțim la 5, la rație, 3, 3 și 1, 4. E perfect. Așa și noi acum. Ca să vedem că sunt până la 120. Din 120 îl scădem pe 5. Împărțim la rație din cât în cât cresc ei. Deci să văd că din 5 în 5 cresc. Și plus 1. Da? Deci în total face 120 minus 5 face 115. Deci egal cu 115 împărțit la 5 plus 1. Care îmi dă... Înseamnă 23 plus 1, 24. Deci 5 în 1, 23 plus 1, 24. Așa este, e o dreptate. I-am spus direct. Cum ai gândit tu de 24? Am împărțit direct, 20 împărțit la 5. Și mi-a 24 direct. Care 20 împărțit? 120, pardon. 120 împărțit la 5 și 24. 120 împărțit la 5 merge... 24 de... Da. Însă, atenție, fiindcă dacă începeau de la 15... Am împărțit la 15. Nu. Păi nu, s-a întâmplat aici la tine. Dar corect este așa. Din ăsta de aici, scazi pe ăsta de aici, la început. Da? Împați la rație, adică ce înseamnă rație? Din cât în cât cresc ei. Și ei cresc din cât? Din 5 în 5. Și adune 1 la rezultat. Adune 1 pentru deci că... Deci ar fi fost așa, 120 minus 15. Dacă ai fi făcut... Deci 120 minus 15. 120 minus 15. Totul de împărțit la 5 plus 1, dacă ar fi început suma de la 15. Și ar fi făcut 120 minus 15, cât face? 105. 105 împărțit la 5 plus 1 și face 21 și cu 1 22. Deci face 21 și cu 1 22. Într-adevăr, că de aici încolo nu mai sunt 24, sunt numai 22, că primii 2 am dat deoparte. El a făcut un antrenament sau încă a mai probat ce înseamnă tehnica asta, da? Din ultimul scaz pe primul, împars la rație și aduni 1. Și atunci găsești numărul termenilor. Așa se face, nu? Împarți ultimul la rație și gata, ți iese. S-a întâmplat cazul de față. Așadar, ce să spunem aici? Vine 24 ori 24, primul plus ultimul, ne întoarcem la sumă. Primul plus ultimul,
Ori cât sunt ei? Ori 24. 4 și împărțit totul la 2, nu? Da. Și face cât? 125 ori 24 împărțit la 2. 24 împărțit la 2 face 12? Da, și 125 ori 12. Să vedem cât face 25 ori 12 face 0. 125 ori 12. Deci minus 1500, adică minus tot ce a însemnat scăzând câte un 5, 10, 15, 1500 trebuie să scădem. Și iată că de la rezultat, din 2013 scăzut 1500, face 513, cred. Ea face scăderea 513, dacă am dreptate sau nu. Dacă nu, revin. Deci din 2013 scădem pe 1500 și cât face, vă rog? 513, da? Și acum să vedem dacă este ireductibil sau nu. Nu lăsăm niciodată o fracție, decât după ce o cercetăm. Ia să vedem dacă este simplitică prin ceva. Ce părere aveți voi? Ia analizați. Prin 2 nu vrea cel de sus. Deci prin 2 nu vrea cel de sus. Prin 3 ar merge cel de sus, dar cel de jos? Trei. Și cel de jos, da? Da. Amândouă. Deci prin trei simplificăm. Și iată să vedem, Ștefania, te rog să împarți. Da? Deci face 171 supra, ia să văd jos, fă calculul concret. Fă împărțirea. Bine? 3 în 20 de 6 ori. 6 ori 3, 18. 2. 21. Păi da, 21. Împărțit la, 3, 7. Nimic, nimic. 670, da? Da, nu am șerat. 670. Ce împarte la 1? Ia să vedem, lasă-mă pe urmă asta când mă stresez. 171 pe 670, întrebarea este dacă este simplificabil încă. Aia de sus ar merge prin 3, dar asta 13. Nu merge asta jos. Dar 2 nu merge, 3 nu merge, 5 nu merge. Ia să vedem prin 7. De acum trebuie să ne gândim la numele prime. 7 în 17 de câte ori? De 2 ori. 2 ori 7, 14. 31 nu merge. 7 ori că se fac 31 nu merge. Prin 7 n-am mers, prin 11. Cred că prin 11. Prin 11. Ia să vedem. O dată rămâne 61, nu merge. Prin 13. O dată rămâne 41 și 13 în 41 nu merge. De 2 ori, de 3 ori, 3 ori, 3, 9, 39, nu merge. În, prin 13 am zis, nu? Prin 17. 14 cu par. E
Deci căutăm numere prime. Am zis 13, 14 nu, 15 nu, că e 3 ori 5, 16 că e cu 2, 17 numări prime. Da. Deci numărul prime le căutăm. Da? Numerele prime. Și acum 17 în 17 merge o dată. 1 și 11 nu mai merge. Rămâneți. Gata. Dacă am ajuns la 17, deci câtul este mai mic decât împărțitorul, este ireductibilă. Deci asta este ireductibilă. Pentru că mergem așa până când am ajunge, până când ajungem la un împărțitor mai mic, până la un cât mai mic decât împărțitorul. Deci asta trebuie să aveți în minte tot timpul când facem operația asta. Și acum să mergem mai departe. La cine? Ultima chestiune, te rog, Ștefania. 400 supra 81. 399 și 399 plus. Plus. Să alternezi. Da, și după... Deci minus, plus. Așa, minus, și plus aici vezi 1 pe 81. 2 pe 81. Ah, 2 pe 81, minus 1 pe 81. Minus 1 pe 81. Egal. Vreau o idee aici. Adică, minus. Dar nu-s toți cu minus. Da? E minus, plus, minus, plus. Păi normal ar începe de la 1, dacă... Da. Și deci asta e într-un fel întoars, se scade până într-un anumit punct? Nu, nu. Eu înțeleg așa. După asta ar fi... plus 396 pe 81. Da. Da? Deci sunt perechi. Uite așa, o primă grupă, altă grupă, altă grupă și ultima grupă. Eu așa aș vedea. Da. Și grupa asta, putem face operația din grupa asta. Au aceeași numitor. Da. Și egal cu 1. 1 pe 81. Da. Deci face 1 pe 81. Egal cu 1 supra 81. Plus. 1 pe 81. 1 pe 81, da. Plus. 1 pe 81 și cealaltă. Și așa mai departe. Plus puncte, puncte. În sfârșit, ultima. Plus 1 pe 81. 1 pe 81. Întrebarea este câte grupe de acestea au fost împărțite ca să știu cât am de 1. Da? Deci câte credeți voi că... Păi, nu sunt 400. Au fost 400, da? De la, de la 1 până la 400. Facem 400 împărțit la 2. La 2, că am împărțit grupe de câte 2? De 200 și am făcut 200 de grupe. 200 de al de 1, nu? Da, și la 2 și cam 1 pe 81. Nu, zicem 1 plus 1 plus 1 plus 1 de câte ori? De 200. De 200 de ori? Supra 81. Adică face că 200 supra 81. Deci răspunsul este că nu, asta este. 200 supra 81. Hai să mai ne uităm o dată unde vi s-a părut interesant. Aici era plus, minus, minus. Așa. Mai înainte era minus, 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 minus și atunci am zis să vedem că scădem noi. Da. Și am adunat numărătorii, fiindcă au avut aceiași numitori. Dacă nu aveau aceiași numitori, trebuie adus la aceiași numitori, da? Autorul dat cu aceiași numitori. Da. Și cu asta s-a terminat, nu? Da. Tema. Să vedem pe tine, pe Darius. Nu schimbați cardurile. Nu mai.
Câte e? 46? 6. Hai să schimb, să fac un artișier repede.